La Giroc a sosit primul microbuz electric achiziționat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10. Acesta va face parte din flota dedicată transportului școlar local, asigurând un mijloc de transport sigur și ecologic pentru elevii comunei. Acesta este un pas important spre un viitor mai sigur pentru copiii noștri, transmit reprezentanții primăriei Giroc. Rutele și stațiile vor fi stabilite în funcție de cerințele liceului teoretic David Voniga, iar zonele noi ale comunei vor fi și ele acoperite. Valoarea investiției este de peste 1,3 milioane de lei.